Suntem în laboratorul de citogenetică din cadrul Hiperclinicii MedLife, unde ne ocupăm cu diagnosticul prenatal, în special al anomaliilor cromozomiale, dar de asemenea putem face și diagnostic postnatal pentru anomalii cromozomiale și pentru câteva din bolile monogenice. Fiind noi în cadrul Departamentului de Medicină Materno-Fetală, cazuistica noastră este reprezentată de femeile însărcinate care ajung să facă diagnostic prenatal datorită unor teste de screening pozitive, teste de screening în primul sau al doilea trimestru de sarcină, BTS, triplu test, ecografie. Dacă unul din aceste teste ridică semnale de alarmă și există posibilitatea ca sarcina să fie cu un făt afectat de anomalii cromozomiale, se va ajunge la diagnosticul prenatal. Diagnostic prenatal care înseamnă recoltarea de material biologic, respectiv biopsie de vilozități coriale în primul trimestru, între 10-13 săptămâni de sarcină, sau amniocenteză între 16-18 săptămâni de sarcină. În trimestru 2, recoltare de sânge din cordon umbilical. Din aceste materiale biologice se solicită testele necesare care să lămurească dacă screening-ul a fost pozitiv sau nu în mod real. În laboratorul nostru, testele care se fac sunt testele citogenetice, respectiv analiza cromozomilor din vilozități, din lichid amniotic, din sânge periferic sau sânge din cordon umbilical. Căutăm să depistăm anomalii cromozomiale numerice de tipul sindromului Down, care este cel mai frecvent și cel mai cunoscut de altfel, sau anomalii cromozomiale structurale, care pot duce la retard mental sau la diferite anomalii fetale. Ce ați văzut dumneavoastră aici este prelucrarea materialului biologic pe baza unor protocoale standardizate și examinarea la microscop a cromozomilor, cariotiparea, respectiv aranjarea cromozomilor în cariotip pe baza unor criterii morfologice cunoscute, se face cu ajutorul unor softuri speciale care permit depistarea anomaliilor cromozomiale numerice și structurale. Ceea ce nu prelucrăm, păstrăm până când, dacă e vorba de diagnostic prenatal, se naște copilul și dacă e nevoie să se solicite o contraexpertiză, întotdeauna avem materialul păstrat. Celelalte lame se păstrează și ele un număr limitat de ani în arhivă. Dacă e nevoie de expertiză, de asemenea, le putem pune la dispoziție. Sigur că da.